Lăudați să fie Dumnezeu! Stimați frați pastori, frați și surori, dragi prieteni, este o mare onoare pentru mine să petrec ziua de astăzi cu dumneavoastră, răspunzând în felul acesta invitației pe care fratele păstor, conducerea Bisericii mi-au adresat-o, ca să petrecem împreună în jurul Evangheliei lui Dumnezeu. Câteva ore din această zi. Profit de, această, de acest moment de introducere să vă aduc salutări din partea bisericii de unde eu vin, din partea păstorilor noștri. Aveți acolo probabil cunoscuți, rudenii și prieteni. Perioada de vară, în general, este o perioadă a vacanțelor, a călătoriilor, drept pentru care și eu am avut posibilitatea să călătoresc, să merg în câteva locuri, încoace și încolo, să mă bucur cu bisericile Domnului cu frații, cu surorile și cu cei care îl iubesc pe Domnul, să au de gând să înceapă să facă treaba asta. Mulțumesc cu mult respect fratelui pastor Călin Turcu pentru invitație, pentru prietenie, pentru ospitalitate și pentru toate vizitele pe care le-a făcut bisericii noastre de-a lungul anilor. Întotdeauna ne-am bucurat de vizita dânsului de slujire și acum mă bucur să îl revăd acasă. De asemenea, mulțumesc familiei Șuteu, fratelui Fanel, surorii Cristina, pentru extinderea invitației, pentru faptul că și dumnealor ne-au vizitat de mai multe ori. Ultima vizită a fost una deosebit de folositoare. De asemenea, ne-au ajutat și în multe alte feluri, cu publicații, cu cărți și cu alte lucruri de care noi am avut nevoie în, în turneul pe care l-am făcut cu o parte a bisericii noastre aici, în România. fiind în această zi cu dumneavoastră și având misiunea să adresez un seminar despre familie, se cade să vă spun faptul că pentru orice predicator subiectul acesta este unul foarte greu. În primul rând pentru că este banal. Banalitatea lui îl face foarte îl pune pe predicator în situația să nu reușească să câștige atenția audienței. Dacă aș fi vorbit despre Apocalipsa, probabil că v-aș fi stârnit într-un fel sau altul interesul. Dar ce să vă spun eu nou despre viața de familie când dumneavoastră acolo v-ați născut, acolo ați trăit și cam de acolo o să plecăm? Viața de familie nu are secrete pentru noi, pentru că este propria noastră experiență de viață. De aceea, ne rugăm lui Dumnezeu ca să folosească și timpul ăsta. Nu neapărat ca să învățăm lucruri noi, dar măcar să ni le aducem aminte pe cele vechi. Și nu doar să ni le aducem aminte și să ne gândim la măsura în care împlinim ceea ce știm. Viața de familie, din punctul meu de vedere, este cea mai frumoasă experiență a omului pe pământ, dar în egală măsură este și cea mai grea. Este o experiență în care nu există secrete și nu există nici privat. Este o experiență unde ți se cunosc defectele și slăbiciunile. Este o experiență unde trebuie să spăstrezi dreptul de a fi respectat în ciuda faptului că ai o grămadă de slăbiciuni. Este o experiență unde crești și este singurul loc din viața omului unde pocăința este autentică. La biserică nu este autentică. La biserică ne putem ascunde, pentru că oamenii nu ne cunosc în mod profund. Iar noi devenim instructori ale ap ai aparențelor. În această zi, aș vrea să plec de la un pasaj din Scriptură pe care nu-l mai citesc, dar vi-l recomand. Geneza, capitolul 29, versetele de la 31 la 35. Aici este o pledoarie despre iubire. De fapt, despre căutarea iubirii și de fapt despre căutarea fără succes a iubirii. Marea drama oamenilor vine din nevoile lor neîmplinite, din așteptări înșelate. Omul este o ființă socială, este o ființă sexuală și este o ființă iubitoare. Mai mult să o primească decât să, decât să ofere. Și atunci când nu este iubit așa cum are nevoie și cum se așteaptă să fie iubit, Omul începe să încerce sentimentul de frustrare, de părăsire, de nefericire, de singurătate. Așa se întâmplă cu această femeie pe care o cheamă Lea. Nu a fost la fel de frumoasă ca sora ei. Drept pentru care nepotul lui Avram ales-o pe sora ei, nu pe ea, datorită unei atitudini și unei decizii neînțelese a tatălui ei, a ajuns să fie soția neiubită a lui Iacov și neiubita a rămas până la sfârșitul vieții. Acesta este pentru mine unul dintre pasajele preferate, deși este un pasaj plin de durere, aproape sadic, dar el vorbește despre realitatea vieții de pe pământ, unde măsura nu este niciodată întreagă decât dacă vorbim de lucruri negative sau de suferință, singurătate sau anonimat. O să folosim timpul pe care îl avem la dispoziție să spunem câte ceva Încep prin a spune faptul că căsătoria începe înainte de căsătorie. Adică căsătoria nu începe la nuntă, atunci este validată. Ea începe când ne alegem tovarășul de viață. Că dacă ne alegem un tovarăș de viață de calitate, după nuntă o să ne meargă bine. Dacă ne alegem o fată sau un băiat în funcție de băiat sau fată ce suntem noi, după căsătorie nu o să ne meargă bine, o să ne meargă altfel. Așa se face că definirea căsătoriei este legământul dintre soț și soție, sub condiția ca părinții să nu se amestece. Părinții au la dispoziție 20 de ani să educe și să reeduce. Dar după ce copilul se naște, după ce copilul se căsătorește, ar trebui 100% să-l lase în pace, iar dacă îi va fi cerută atenția, consultanța, sfătuirea, să o ofere cu mare băgare de seamă. De ce? Pentru că în viața copilului din acea familie a apărut o altă persoană care se va simți ofensată de aparițiile necerute ale părinților. Cele mai mari drame din istoria noilor proaspetelor familii sunt generate de părinții care continuă să-și educe copiii și după ce s-au căsătorit, ca și cum 20 de ani nu le sunt suficienți. Dar putea să înțelege tații și mai ales mamele că atunci când copilul s-a căsătorit, are un tovarăș de viață cum îl are dânsa pe soț sau dânsul pe soție. Și întotdeauna când îți ofer sfaturile necerute, acum depinde de mulți factori, întotdeauna există nemulțumiri, frustrări, iar copilul suferă pentru că e între mamă și soție, de fapt între două doamne, Fosta doamnă, mama și actuala doamnă, soția. Felul în care eu vorbesc și pun problema, s-ar -ar putea să pară ciudat sau nemilos pentru cineva, dar nu este nici ciudat, nu este nici nemilos, este doar biblic și autentic. Pentru că, atunci când cineva se căsătorește, Scriptura ne spune că trebuie să lăsăm și nu să ne izolăm, dar cu siguranță să ne detașăm, să ne separăm. Biblia ne spune că va lăsa pe tata și pe mama. Va lăsa în limba română înseamnă pur și simplu va lăsa. E un verb care vorbește despre lăsare în urmă. Sigur că există o oarecare durere pentru că pleacă din casă cineva care a stat acolo 20 de ani, cineva care a fost util, dar trebuie să plece pentru că omul prin căsătorie devine fericit. Căsătoria este importantă pentru că ea ne educă. Noi experimentăm trei mari influențe care ne, ne marchează viața. Prima influență este influența părinților prin educație. Cea de-a doua influență este influența mântuirii prin convertire sau influența lui Dumnezeu prin convertire. Și cea de-a treia este influența partenerului de viață prin căsătorie. Toate acestea trei. Sunt cele mai mari influențe pe care sau care se manifestă asupra unui individ de când se naște până moare. Așa cum spuneam puțin mai devreme, faptul că căsătoria începe înainte de căsătorie, atunci când un băiat își alege o fată. Problemele sunt complexe, extrem de complexe. Când eram tânăr, erau simple. Credeam că le știu pe toate și nu mi se părea nimic greu de explicat. Acum când încep să îmbătrânesc, îmi dau seama că lucrurile sunt extrem de complexe, că nu mai știu jumătate dintre lucrurile pe care le știam altă dată, și acum când spun asta mă refer la faptul că uh, viața e plină de detalii și în general viața unui om ajunge unde o duce el, iar căsătoria este așa cum și-o fac cei doi. Noi spunem că din cauza lucutare am făcut asta. Asta este o atitudine copilărească pe care adulții uneori și-o mai păstrează în mod jenant. Noi nu facem nimic din cauza cuiva, noi tot ce facem, facem din cauza noastră. Că există oarece circumstanțe, influențe, interferențe, e adevărat. Dar asta nu înseamnă că eu am făcut un lucru din cauza cuiva, eu am făcut un lucru din cauza mea. N-am știut, n-am putut, n-am vrut să-l fac altfel. Bine, căsătoria începe în momentul curtării, în momentul căutării și găsirii. Cauți o fată și pur și simplu o alegi sub condiția ca ea să fie de acord. Când vorbim despre curtare, vorbim despre două posibile mai importante metode de curtare. Prima este curtarea prin atracție și cea de-a doua e curtarea prin compatibilitate. Curtarea prin atracție Presupune activarea sistemului hormonal și îndrăgostirea. Îndrăgostirea nu-i dragoste. Îndrăgostirea nu are legătură cu dragoste. Îndrăgostirea este acțiunea unui hormon al sistemului hormonal, care se activează după vârsta de 12-14 ani la fete și la băieți un pic mai târziu, și el se simte îndrăgostit de o fată pe care nu o alege. Îndrăgostirea nu presupune selectivitate și nici alegere conștientă, personală și voluntară. Un băiat simte că nu mai poate fără aia de acolo. În limba engleză există un cânte care spune Hei, cum te cheamă? Te iubesc. Asta este unul dintre cele mai teribile paradoxuri din lume. Cum să iubești pe cineva pe care nu cunoști? dar când un băiat se îndrăgostește, nu trebuie neapărat să o cunoască pe fată. Sistemul lui hormonal, chimia, dacă vreți, că în ultimul timp se vorbește despre, adapt, despre atracție chimică, și lucrul ăsta este foarte adevărat, unde există un fel de chimie, există o teribilă emoție, o dulceață incredibilă, există o atracție irezistibilă și pur și simplu te, atras, te simți atras de fata aia, dar nu știi să răspunzi de ce, aia și de, ce, aia, de, ce de aia și nu de cealaltă. Îndrăgostirea nu are logică, ea are doar emoție. E o atracție chimică pur și simplu. Iar chimia nu are explicații, ca minunile. Și asta e un fel de minune. Singura problemă este că atractivitatea, cum a venit, așa și pleacă. După ce se consumă intimitatea, dintr-o dată ăsta nepoftitul se retrage discret și vă lasă căsătoriți și fără niciun fluture în stomac. Și atunci încep să vezi partenerul și relația cu el în absența atracției, în absența chimiei și în absența dopaminei, endorfinelor, serotoninei, adrenalinei și a tot bagajului chimic pe care noi îl avem. Că noi suntem și niște ființe chimice. Suntem un adevărat combinat chimic. Și neurotransmițătorii aceștia cu care ne-a zestrat Dumnezeu, dopamina, spre exemplu, e hormonul plăcerii. Ăsta e prezent, e musafirul principal acolo îți creează o plăcere, de-abia reușești să o suporți. E aproape de sinucidere acțiunea asta. Și de toate este vinovat hormonul de îndrăgostire, că ăsta te cășună, te împinge într-o stare de emoție maximă numită pasiune. În momentul pasiunii îi atribui persoanei de care te-ai îndrăgostit toate calitățile de pe fața pământului plus una, și Dintr-o dată o vezi pe fata asta ca pe singura fată serioasă de pe fața pământului. Mama încearcă să-ți explice fără succes, tata la fel, păstorul la fel, toată lumea la fel și din cauza la neurotransmițătorii ăștia, la chimia asta care te împinge și rațiunea este, devine inferiorizată de pasiunea asta, pur și simplu nu mai poți să gândești lucid. Vezi totul prin prisma chimiei și a emoției. Dacă toată viața ai trăi așa, ar fi ok, nu mai are nicio importanță cu cine te căsătorești. Dar marea problemă este că musafirul pleacă. Te-a împins pentru procreere, pentru păstrarea speciei umane și la urmă se retrage ca și hormonul de înălțime. Nu no, să știți că noi suntem ființe care ne, naște naștem mici de tot. Și uitați-vă ce mari sunteți acum. Suntem acum, mai puțin eu. Ei, dar în sfârșit, hormonul ăsta se retrage la un moment, dacă altfel am trece prin tavan. E la fel se retrage și hormonul îndrăgostirii și când se retrage ne găsește, ne lasă ca înainte să apară. Adică ne-a găsit necăsătoriți și acum ne lasă căsătoriți. Dar incompatibili. Și aici, dacă se întâmplă să avem chimie cu o persoană de caracter, cu o persoană care are calități, care are virtuți, care se teme de Dumnezeu, care are bunătate și milă și iertare și iubire, atunci, hormonul a făcut o treabă bună. Dar el nu e interesat de aspectul moral. Pe el nu aspectul moral interesează. Atracția este legată de fizic și de chimie. Chimia identifică treaba asta și pur și simplu te simți conectat fără să pornești telefonul. Cea de-a doua metodă de curtare este compatibilitatea. Ea nu mai este la nivel de sentiment, ci e la nivel de rațiune. Aici te uzi prin adunare și zice, e frumoasă fata asta, dar nu-i pocăită. E frumoasă fata asta, dar nu-i serioasă. E frumoasă fata asta, dar nu-i place munca. Mm, așa. Și ce o să fac? Eu mă duc la muncă, eu gătesc, eu spăl copii, eu îi aranjez, o mai ajung și pe dânsa. Și atunci spui nici cu asta. Și dintr-o dată, din punct de vedere rațional, spui, domne, fata asta e punctuală, e prezentă la biserică. E foarte implicată, are milă. Când mă întâlnesc cu ea, mă salută modest, reținut, dar în același timp generos. M-am interesat de familia ei, mama ei e o doamnă și ea o să se mene cu Maică sa. Și o întreb pe mama și pe tata: Ce părere ai de părinții la fata asta? Și părinții mei îmi spun, oameni ăștia, sunt niște oameni serioși: Ei, ce părere a fratelui păstor? Frate păstor! Mi-a venit și mie vremea să mă gândesc la lucrurile astea. Ce părere aveți de familia cu tare și în mod special de fica aceea a lor? Și păstorul îmi dă niște recomandări bune. Atunci eu încep să mă rog, mă duc la Dumnezeu și spun, Doamne, eu mă rog de ceva timp pentru viitorul meu în căsătorie. Și acum mă gândesc la fata asta, Doamne, luminează, mă învață, mă ia -mă de mână, călăuzește-mă. Găsește tu o soluție, implică-mă într-o experiență în care să primesc un fel de confirmare ca să am liniște. Dacă cineva e trimis de Dumnezeu să-mi spună prorocie, atunci e foarte important pentru mine, dar eu nu o să o sun la un proroc. Pentru că este destul de riscant să fac eu asta, că dacă îl sun, el ceva se simte obligat să-mi răspundă. Dacă el, îmbrăs, dacă el, mă sună pe mine fără ca eu să-l sun pe el, atunci pentru mine e mai multă încredere că e de la Domnul decât eu să-l sun pe el. Asta nu înseamnă că nu de la Domnul dacă eu îl sun, dar riscul e cam prea mare pentru mine și nu o să-mi să, -mi, -o să -mi asum. Pentru că omul rămâne om. De aceea, dacă primesc această confirmare, ori prin prorocie, ori printr-o experiență personală, ori printr-o înțelegere pusă în mintea mea, ori prin uh, ceva ce îmi spun părinții mei, păstorul sau altcineva, e, eu dintr-o dată merg într-un pas mai departe, merg la fată și îi spun, uite, eu te studiez de ceva vreme, uh, eu cred că tu ești o fată potrivită pentru mine, mie nu -mi trebuie fete pentru o aventură, eu am intenția să ne căsătorim, dar cred că e bine să-ți spun și ție treaba asta." amândoi să ne gândim la lucrul ăsta, să postim, să ne rugăm și apoi vedem ce o mai face. Asta este o căsătorie prin compatibilitate, adică ți alegi o fată care ți se potrivește înainte de căsătorie, mă omule, nu după. Că după nu o să poți schimba niciodată pe nimeni după cum nimeni nu te poate schimba pe dumneata. Bine este să o iei schimbată gata, înainte de căsătorie, că atunci poți alege. După ce ai cumpărat-o, nu mai poți alege, nu te duci să-i duci pantofii înapoi după ce ai purtat două săptămâni. De aceea căsătoria începe înainte de căsătorie. Căsătoria începe în curtare, pentru că orice persoană are o anumită măsură de calitate și competență. Iar dacă îți materiale de construcție folosite pentru casa care vrei să-ți o faci, atunci o să-ți faci o casă cu un meșter bun, dar cu materiale de construcții proaste. Și casa asta o să se clatine și când trec mașinile mari și când trec motoretele mici. De ce? Pentru că materialul de construcție este slab, de slabă calitate. Dar dacă te lipești de o fată sau de un băiat de calitate, cu această fată și cu acest băiat o să faci o căsătorie bună. Construcția căsătoriei folosește materialul ales în timpul curtării. De aceea curtarea din punctul meu de vedere e un pic mai importantă decât căsătoria. Când ajungem în, la căsătorie, căsătoria este foarte complexă și are cel puțin trei faze. Are faza încântării, și este de ceea ce spuneam puțin mai devreme, când noi ne îndrăgostim și credem că așa o să fim toată viața, pentru că suntem la prima și la singura existență pe planeta Pământ și n-am mai fost niciodată până acum, e prim, pentru prima oară și nu știm cum e pentru prima oară. Dacă am avea posibilitatea să repetăm asta de vreo 3-4 ori, le-am face mai bine ca și lucrurile pe care le repetăm în viață și deveni specialiști prin repetiție. Dar o singură dată suntem încântați și proiectăm asupra persoanei iubite impresiile noastre, așteptările noastre, uneori se împlinesc, alteori nu se împlinesc, însă există și o fază a revenirii la realitate. Cam după luna de miere te trezești la realitate. Când pleacă mierea și rămâne borcanul gol sau plin cu altceva. Și apoi urmează cea de-a treia fază care ține toată viața și asta e faza maturizării. Adică te trezești lângă cineva destul de diferit de tine, numai diferența că e fată când tu ești băiat e suficient de mare. Eu am chinuit-o mult pe soția mea pe carmen, pentru că deși credeam că știu ce fac, acum îmi dau seama că n-am știut. Am cre... Eu am tratat o pe ea ca pe mine. Că eu de unde să știu că fetele sunt diferite de băieți? De unde să știu eu că e o femeie? Vine de... femeile sunt altă categorie de ființe umane. N-au nicio legătură cu bărbații. Dar niciuna. Și nici invers. Sunt două grupuri de oameni absolut separați. Ei se pun împreună numai pentru căsătorie și lucruri asemănătoare. Și ea era foarte sentimentală, eu logic, ea foarte intuitivă, eu direct. Mie mi se părea că eu trebuie să conduc familia, fără nicio înțelegere prealabilă, ei se părea să facă ce făcea și dintr-o dată ajungeam în conflict destul de des. Eu vreau să stau, ea să plece, ea să plece, eu să stau și așa se face că nu știam cum să gestionez aceste diferențe. Mi se părea că după aceea ne-am pocăit, cam la o jumătate de an după căsătorie, mi se părea că e nesupusă, mi se părea că vrea să mă țină sub papuc, mai aveam discuții cu bărbați mai tineri, mai în vârstă, mai experimentați, mai negativiști, mai pozitiviști, mai cu experiență, mai fără. Și încercam să îi întreb, să aflu. Părinți n-am avut să mă învețe. Așa se face că n-a fost simplu. Adevărul e că simplu nu e nici acum, doar că e foarte diferit. Una dintre problemele căsătoriei este competiția. Apare o luptă de putere conștientă sau inconștientă, cunoscută sau necunoscută, și această luptă de putere ne creează foarte multe probleme. O să revin la subiectul ăsta puțin mai târziu, după ce spun câteva imperative ale căsătoriei. Atunci când doi oameni se căsătoresc, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le facă la început și primul dintre ele este să-și descopere așteptările. Este ciudat că nu toate femeile au aceleași așteptări și nu toți bărbații au aceleași așteptări. De aceea trebuie neapărat să descoperim așteptările persoanei cu care ne-am căsătorit noi. Nu tata, nu fratele meu, eu. Pentru că fata asta cu care eu m-am căsătorit este unică. Din punct de vedere, -a să știți că personalitatea unui individ este de-a dreptul unică, în mod autentic unică, și ea e formată cel puțin din trei componente. Este o co două componente genetice și una dobândită. Cele genetice sunt temperamentul și aptitudinile. Temperamentul genetic, genetic, de aceea nu se schimbă. Eu după ce mă pocăiesc, nu se modifică culoarea ochilor. Nici culoarea părului, sub condiția să nu-l vopsesc. Nu mă fac nici mai înalt, nici mai mărunt. Nu, temperamentul e genetic e un pumn de gene pe care a pus să le iei când te naști și cu astea te naști, cu astea mori. Dacă te naști coleric, mor coleric, dacă te naști sanguinic, mor sanguinic și așa mai departe cu flegmatic și melancolic. Ei, oamenii nu știu treaba asta. Și pentru că nu știu, încearcă să schimbe lucrurile născute. Dragul meu, nu poți schimba lucrurile care țin de bagajul genetic, că noi suntem formați din genele astea. Temperamentul nu se schimbă, dragii mei, deloc. Cine spune că se schimbă cu tot respectul, dar nu știe ce spune. Nu vreau să fac pe grozavul când spun asta. Doar că cine spune că se schimbă ar trebui să citească în domeniu și să vadă că nu se schimbă. Nu se poate schimba temperamentul. Pentru că noi suntem formați din niște gene pe care nu le putem da, schimba sau împrumuta. Aptitudinile de asemenea nu se schimbă. Eu mi-ar place să schimb incapacitatea mea de a cânta. Sunt un mare afon muzical. Doar o inimă bună am la muzică. Dar asta e ultimul lucru important când cânți în public. Când ajunge aici, toată dragostea mea pentru muzică se sufocă, se strâmbă, se stâlcește și ies niște... Și dacă vreți să mă credeți, n-am știut până de curând. Doamna mea cu mare dificultate a reușit să-mi explice că cum începea, cum îi o rugam frumos să tacă. Că mă simțeam ofensat, normal. Când ne descoperim așteptările, uh când descoperim așteptările partenerului nostru, știm cum să-l iubim. Iubirea nu e altceva decât intenția de a-i face bine persoanei cu care te-ai căsătorit. Unii cred că iubirea înseamnă să simți ceva. Știți când simțim? În perioada îndrăgostiei, când apare hormonul. Dar căsătoria nu are așa mare legătură cu hormonul. Excepție făcând intimitatea fizică. Dar în afară de asta, dragostea, dragii mei, e altceva, nu e eu am crezut aproape o mare parte din viața mea, dacă nu jumătate, că îndrăgostirea e dragoste și dragostea e îndrăgostire. Eu nu am știut că dragostea e treaba mea și îndrăgostirea e treaba hormonului meu. Îndrăgostirea e inconștientă și dragostea e conștientă. Aia e treaba mea să -i iubesc. Dar îndrăgostirea nu-i treaba mea, că mă trezesc că nu mai pot. De-abia rezist la ploaia aia de emoție și de hormoni. Atunci când așteptările nu sunt împlinite, apar reacțiile și când reacțiile nu sunt sau nu primesc răspuns, apar conflictele. Deci, dacă eu nu cunosc partenerul, el va reacționa cu un pic de nemulțumire. Mm -mm. Și dacă eu nu sesizez pericolul de vreo două minute, că nu mai atâta am la dispoziție, să spun scuză, mă îmi pare rău, o să fiu mai atent, ceva să aplanez conflictul, motorul se turează până când se ambalează. Și apoi apar conflictele, apare cearta, dar din nimic. Cele mai multe certuri apar din nimic. Noi nu ne certăm pentru lucruri serioase, pentru încălzirea globală, pacea lumii, alegerile din Statele Unite, nici vorbă. Nu ne certăm pentru cum ridici tu anul la mine, mereu faci asta. Și folosim matematica. Eu am dus gunoiul de două ori, tu de trei ori, nu-i cinstit. Am transformat casa noastră într-un tribunal. În loc să folosim armonia, folosim dreptatea. Nu există alt lucru mai greșit în familie ca și dreptatea. Dreptatea este cel mai greșit lucru dintr-o căsnicie. Nimic nu este mai dăunător ca și dreptatea. Familia nu-i tribunal. Deloc. Nu mă interesează dreptatea la vârsta asta în raport cu Carmen. Deloc. Mă interesează armonia. Numai armonia. Și cel mai mare secret este tăcerea. Dar probabil că o să revenim la treaba asta. Al doilea lucru, administrați-vă diferențele. Administrați-vă diferențele pe care îmi asum faptul că deja le cunoașteți. Asta înseamnă identificarea și gestionarea diferențelor. Le identificăm și le gestionăm. Și ultimul lucru din categoria imperativelor, identificați-vă rolurile. Ați observat că bunica care nu știa carte, știa bine că este femeie și că bunicul e bărbat și cum se nășteau un copil, cum știau ce este. Fără carte, fără prea multă matematică, am ajuns din nou la început. Să nasc copii și nu știm sigur ce sunt. Și nici măcar după 10-20 de ani nu mai, știu ce, nu mai știu ce sunt. Că ăștia sunt fluizi. Ăștia se dau de a rostogolul și se transformă din fată în băiat, din băiat în fată. Și în toate o grămadă de denumiri de, de noi ale ideologiei contemporane. Și pur și simplu oamenii și-au pierdut și identitatea asta de bază. E, este necesar să ne identificăm rolurile. Dar aici există cel puțin trei roluri de familie. Rolul tradițional rolul modern și rolul biblic. Rolul tradițional seamănă ceva cu familia la bunicii noștri de la țară, de acum 100 de ani sau 50, 60, 70. Cam ăla înseamnă rolul tradițional, acolo e multă autoritate și puțină independență și autonomie. Cum spunea bătrânul, așa făcea toată lumea. Dormeau o grămadă, vreo 3-4 generații într-o casă, uneori dormeau 5-6 într-un pat, Acum, Doamne, ferește să mai stea copiii care s-au căsătorit cu babacii. Nici vorbă, Doamne, le trebuie apartament. Le trebuie să stea singuri, Doamne, imediat să se separe. Fiecare cu patul lui, cu dormitorul lui, cu spălați, cu sanitizer, clătiți, aranjați, să ne ferim de bacterii. Numai bunicul a scăpat săracul de bacterii. Nu vreau să vorbesc împotriva curățeniei, nu vreau să vorbesc împotriva sănătății, nici vorbă. Nu asta vreau să spun. Am vrut numai să spun că există un model tradițional, de care noi fugim ca de ceva rău. Și alergăm în, în, în modelul modern. În modelul modern, ăștia doi sunt numai ei în casă. Nu fac copii deloc, sau îi fac târziu, sau fac unul. Eu nu vorbesc acum despre faptul că e rău sau bine. Eu vreau numai să înșir câteva modele. Că fiecare dintre noi aparținem unui model. Aparținem unui model. În mintea noastră este un model psihic, care va deveni stilul în care noi ne gestionăm căsătoria. Și dacă avem un model modern de căsătorie. Noi vom, ne vom lupta să păstrăm modelul acesta, ne vom lupta cu partenerul de viață care să zicem că are un model tradițional. El sau ea va încerca să impună modelul tradițional, adică mai multă comunicare, mai puțină autonomie și independență. Păi nu mai gândiți-vă la următorul lucru. Să presupunem că o domnișoară, o doamnă tânără, se căsătorește și vrea să fie mai independentă. Dar cum să fii independent în căsătorie? Că, in că în căsătorie înseamnă că doi se fac una. Adică iau împreună deciziile, se consultă și hotărăsc împreună. Unde e independența aici? Dumnezeu are fetele, dumneai cu care merge în concediu, în vacanță, în călătorii, în plimbări. Dumnealui are prietenul lui cu care merge. Poate au și dormitoare separate, poate au carduri separate. Dacă îi spune. Tânăra soție lui îl întreabă unde te duci, mă duc să joc fotbal cu prietenii, dar spuneai mergi aseară, n-ai vrea în seara asta să joci fotbal cu mine? Sau să mergem în oraș, sau să, să facem ceva, să, să facem ceva împreună, orice, nu mă refer la ceva anume, nu mă înțelegeți greșit. Și dintr-o dată el spune nu, vreau să mă duc să joc fotbal cu prietenii și ea se gândește, mă, probabil că m-am căsătorit prea repede cu băiatul ăsta. Trebuia să-l mai lasă, să se sature de fotbal cu băieții. Mi-a zis mama, dar eu n-am ascultat-o. E, băiatul ăsta a uitat că el s-a căsătorit. El se duce de două ori pe săptămână să joace fotbal cu băieții, dar ei nu are timp să-i răspunde la telefon. Dar el crede că e căsătorit. Dar numai el crede că e căsătorit. Pentru că asta nu e căsătorie. Sigur că bărbatul și femeia au dreptul să facă lucruri care le plac, dar în consens, nu în dezacord că de aici se ajunge la ceartă. Știți care e cea mai mare frică a unei femei că nu merită să fie iubită? De când moare o fată, de când se naște până moare, asta e cea mai mare frică ei. Și uneori este inconștientă, nu merită să fie iubită. De aceea Biblia îi spune numai bărbatului, dar numai lui îi spune, iubește-o, iubește-o, iubește-o. Asta înseamnă spune-i că o iubești, arată-i că o iubești. Că dacă doar simți că o iubești, nu ești din sticlă și în consecință nu se vede. Spune-i ce ai înăuntru, că nu se vede, nu înțelegi. Spune-i, cam de 3-4 ori pe zi trebuie să-i spui, că dacă îi spui, ei dispare frica. Și e fericită, e liniștită, e bucuroasă. Cea mai mare frică a unui bărbat e că nu iubește de calitate. Bărbatul trece pentru performanță în viață, de aceea tot ce face el trebuie să fie desăvârșit. Dacă vrei să distrugi un bărbat, spune-i că nimic din ce face nu-i bun. Asta înseamnă că îi tai aripile. Dacă vrei să-i dai aripi unui bărbat, cum face ceva, cum spune bravo, bravo, bravo. Asta înseamnă validare, asta înseamnă ce spune Biblia, supune-te soțului sau un sinonim mai șchiop, contemporan, respectă-ți bărbatul. Am să vă spun ceva mai greu de auzit, bărbații nu au nevoie să fie iubiți. Vă rog frumos să vă potoliți surorilor cu iubirea. Nu au nevoie să fie iubiți, au nevoie să fie respectați. Bărbatul are nevoie să fie respectat și validat, nu iubit. Nu, femeia are nevoie să fie iubită. Între iubire și respect există o grămadă de asemănări și câteva diferențe. Respectă-ți bărbatul, onorează-l, încurajează-l, validează-l, confirmă-l, dă aripi. Dacă toată ziua îi spui, îl cicălești, înseamnă că nu face bine. Care-i definiția cicălelii? Păi dacă îi spui odată, îl informezi. Dacă îi spui de două ori, îi amintești, dar dacă îi spui de trei ori și de la trei în sus, îl cicălești. De ce nu ți-ai luat un bărbat puțin mai inteligent care să, să fie suficient în prima când i-ai spus? Ce ai de ce ai pus mâna pe unul la care trebuie să-i aduce aminte toată ziua ce trebuie să facă? Păi dar ăsta nu-i copil, ăsta e bărbat. Nu-l trata ca pe un băiețel că va deveni un băiețel. Atunci când vorbim despre căsătorie, trebuie să vorbim de unitate pentru că ea este indispensabilă. Căsătoria presupune unitatea dintre doi indivizi care devin unul. Adică ceva, totdeauna spun exemplul ăsta, deși mă și gândesc ce zic oamenii când îl aud, ca un borcan, borcanul are un, un container și un capac. Ei, borcan plus capac înseamnă borcan, adică container plus capac înseamnă borcan. Dacă ai două capace, n-ai borcan. Iar dacă ai două containere, iar n-ai borcan. Borcan înseamnă un container și un capac. Adică două elemente se adaptează unul la altul, se înșurubează unul pe altul și nici nu mai știi ce anume trebuie să deșurubezi ca să se desperecheze ăștia. Asta este unitate. Căsătoria presupune unitate. Și unitatea aceasta se realizează prin adaptabilitate. Adică el vine de acolo, la, la ei în familie nu se mânca breakfast la băiat la fată se mânca breakfast, în, loc de prânz. Adică o mâncare serioasă. O jumătate de calup de salam și mă rog, tot felul de... O mâncare, așa era la ei în familie. Că nu-i bine, nu-i rău, dar așa era la ea. Și fata, la prima... Când se trezesc ei amândoi dimineața pentru prima oară, ia, pac, ia calupul de salam, îl taie în două și îl pune pe masă. Și el zice, mulțumesc, eu nu mănânc breakfast. Adică cum nu mănânci breakfast, ești bolnav, nu te simți bine? Bă, da, mă simt foarte bine. Dar de ce nu mănânci breakfast? Păi, bine, nu s-a mâncat breakfast. Cum nu s-a mâncat breakfast? Deloc? Deloc. Tata mai bea o pic de cafea. Ea este, se culcă seara. El se culcă târziu seara. Sigur că atunci când te culci de vreme seara, te și trezești de vreme. Excepție fiind situațiile patologice. Dar, în general, cine se culcă de vreme se trezește de vreme și cine se culcă târziu se trezește târziu. E dacă dumneai se culcă de vreme, o deranjează el care până pe la 11-12-1 noaptea face gălăgie prin casă. Da, și dumnealui e deranjat dimineața când însa se trezește la 6-7 și el poate ar vrea să doarmă până la 8-9. Ea nu știe că asta este genetică treaba asta și zice că e o apucătură și zice asta dezvezi matale, de treaba asta. Unitatea în căsătorie este foarte grea pentru că oamenii nu știu că anumite lucruri care țin de genetic nu se schimbă. Puteai să te le controlezi pe astea în timpul curtării, dar n-ai știut. Dar eu îți că n-ai știut. Când te căsătorești, pune mâna și află toate lucrurile care trebuie să le afli. Dacă nu le-ai aflat, acum plătești prețul. Ce, dacă depășești pe linia continuă și polițistul te amendează, e suficient dacă îi spui, domnul polițist, n-am știut că nu-i voie, nu-i permis. Ăla spune, e treaba ta să fi știut. Tot la fel este și cu căsătoria. Adaptarea presupune însă maturitate și flexibilitate. Dacă ți-ai găsit un băiat din ăla mai rigid, să nu folosești sinonime, rigid, La să știi că nu se mută. Așa l-ai luat, așa vă despărțiți. Nu face, deloc nu lasă nimic. Adică flexibilitate zero, maturitate mai puțină. E, asta înseamnă că nu va fi maleabil. El va fi foarte rigid. Nu spun asta că e bine sau rău, spun că este. Că dacă nu-i plăcea de dumnezeu, nu se căsătorea. Când nu există adaptabilitate, el pretinde că nu schimbă nimic și ea schimbă tot. Sau invers, ea pretinde că nu schimbă nimic și îi aruncă lui factura să plătească totul. Adică ea să se schimbe în fiecare zi și el în nicio zi. Nu se poate să mergem doi pe un drum și să nu ne înțelegem. Nu se poate să mergem doi pe un drum și nu să aibă un sac de sandvișuri pentru tot drumul și altul să meargă așa cu mâinile la spate și să nu aibă nicio amărâtă de gentuță să aibă și el acolo două sandvișuri. Asta nu-i căsătorie, asta e exploatarea omului de către om. E sclavie modernă. Dar nu-i căsătorie. E normal că fata sau băiatul nu mai rezistă. Că rezistă o o zi, două, nouă, dar până la urmă se satură. Căsătoria trebuie să fie o prietenie. Desăvârșirea adaptării este Disciplina. Trebuie disciplină. Să știți că omul este o ființă care se poate disciplina. Se poate apuca de țigări și se poate lăsa de țigări. Asta ține de, tempera, de caracter. Caracterul este singurul lucru care se modelează în viața noastră. El nu-i genetic. El se formează în mediul de hrănire. Caracterul înseamnă cutia unde se pun obiceiuri. Iar obiceiurile se formează prin repetiție. Orice faci de 30 de ori devine automatism comportamental. Adică un lucru obișnuit. Acum, după ce conduceți mașina de câțiva ani, vă mai gândiți când semnalizați? Nu. Vorbiți la telefon și țaca, paca, țaca, paca. E aici, e pilot automat. Pentru că Dumnezeu îl iubește pe om și orice lucru care se repetă în viața omului, Dumnezeu creează un automatism și nu-l mai faci conștient. Ca să fii liniștit, bucuros și să-l lauzi pe Domnul. Când vorbim despre lucrurile acestea, ar fi, ar fi bine să vorbim și de crizele căsătoriei. Orice relație are crizele ei. Și la serviciu, și la biserică, și în orice parteneriat, dar mai cu seamă în căsătorie unde nu-i pauză. Prima dintre ele este criza mentalităților. În, în, în orice căsătorie există două căsătorii: căsătoria lui și căsătoria ei. Căsătoria ei e de sorginte feminină, delicată, sentimentală, frumușică, ceva de genul la o floare. Ceva de genul la o floare. Căsătoria bărbatului, ceva de genul la o bujie, spre exemplu, sau la niște roz din alea nichelate. Sau niște, așa, ceva, sau, eu știu, un motor în 8 cilindri. Acum puneți dumneavoastră o bujie lângă o floare și... Asta nu înseamnă că e chiar așa cum zic eu, dar dă două exemple care se constituie într-un fel de două simboluri. Ei, căsătoria pentru un bărbat e foarte diferită de căsătoria pentru o femeie. Pentru că bărbatul vede căsătoria prin specificul lui masculin. Un bărbat are două mari nevoi și restul sunt detalii. O femeie are o grămadă de lucruri foarte importante și foarte puține detalii, aproape deloc. Toate sunt foarte importante. Și această criza mentalităților presupune o aranjare până la nivelul potrivirii, adaptării. Dar asta presupune un pic de timp. Presupune un pic de timp. Acest pic de timp poate fi și un pic mai lung. A doua criză e criza monotoniei. Eu am crescut fără părinți de la vârsta de șase luni și am, am făcut un ideal din viața de familie pentru că n-am avut parte de ea. Și încă viața de familie este cel mai mare ideal al meu pe pământ în afară de mântuire. Ăsta este subiectul meu preferat ăsta e viața mea a, a, aici, în consum foarte mare parte din energia mea. Și ăsta este domeniul unde Dumnezeu m-a schimbat pe mine cel mai mult. Pe unii schimbă prin suferință, pe alții, prin tot felul de alte experiențe ale vieții. Pe mine m-a schimbat Dumnezeu în acest domeniu. Atât cât. cât cât m-am schimbat până acum. Criza monotoniei vorbește despre faptul că orice frumusețe din viață intră într-un moment de criză, de monotonie. Hai să dăm exemple cu o rochie. Dom'le, oricât de frumoasă ai fi când o îmbraci prima oară, niciodată nu mai ai emoția ca prima oară. A doua oară, a treia oară, apropo, bărbații își cumpără haine că nu au, să ne înțelegem. Femeile își cumpără haine că trebuie să aibă ceva nou aproape tot timpul. Așa că nu să nu vă împotriviți. Nu vă împotriviți. Ei bine, această criza a monotoniei apare. De ce? Știți ce își dorește un om în viață? Adică care e regula oamenilor la capitolul dorințe. Regula este una foarte ciudată. Omul vrea să aibă ce nu are. Ce are intră în categoria lucrurilor monotone. Se luptă, se luptă, se luptă o are, urmează o lună de miere și apoi intră în monotonie. Cam după do Știința, neuropsiologia spune că la șapte ani monotonia domină familia. Acum mă uit la dumneavoastră oameni care aveți experiență zeci de ani în căsătorie și deși nu vrem să spunem asta, măcar să tăcem, să nu contrazicem. Monotonia apare în orice lucru. Și în situația rochiei frumoase, care niciodată nu mai e ca la prima purtare, și la mașina aia scumpă pe care o parcăm undeva pe o stradă unde nu e nicio mașină, deci mergem 2 km pe jos numai ca să nu o lovească cineva cu ușa să ne strice frumușața de mașină. Dar frumușața asta de mașină după 2-3 ani nu mai are nicio frumusețe. Omul își dorește să aibă ce nu are. Vă dau un exemplu puțin nesuferit. Mă, frați, te căsătorești cu cea mai frumoasă fată de pe fața pământului. Te lupți cu toată lumea care îți spune că nu e potrivită. Și după 2-3 ani ești ispitit să întorci capul după altcineva. Eu vă întreb. Puteți să-mi explicați și mie unde e rațiunea la neghiobia asta? De ce după alta? De ce? Că ea este dulceața. De ce apare monotonia? Pentru că în lumea noastră este un fenomen pe care nu l putem evita. Tinerilor, să știți, că cei mai în vârstă știu, știu din experiență, voi trebuie să știți din auzite. Nu puteți fugi de monotonie în viață. Frumusețea, emoțiile astea, anticiparea la, la frumusețea căsătoriei, la luna de miere, la toată, toată paleta. Să știți că va ajunge într-un moment în care nu mai creează uimire, nu mai creează emoție și toate lucrurile sunt previzibile. Nimic nu mai este imprevizibil. Totul cunoaște. Dom'le, te duci odată la Niagara, te duci de două, te duci de nouă, nu te supăra, la un moment dat devine nesuferită. Nu mai vrei să te duci la Niagara. Poze să faci prima oară, a doua poate mai iei două poze, dar nu mai vrei să mai faci poze. Dar nu mai vrei să te duci la Niagara, că nu mai îți oferă nimic nou. Omul vrea noutate, omul vrea emoții, omul vrea diferit. Dar când vorbim de căsătorie, înțelegeți ideea. Trebuie fidelitate, nu diferență. Dar pe la șapte ani, maxim, maxim șapte ani, apare monotonia. Asta este o criză teribilă. Și asta se întâmplă la vârsta aia care se numește Marea Criză a Bărbaților de la 40 de ani. Nu știu dacă sunteți de acord sau nu cu treaba asta, dar să știți că este reală cum sunt eu, real și dumneavoastră. Foarte mulți bărbați fac greșeli la vârsta asta. Și dacă soțiile ar ști lucrul ăsta, soțiilor, dacă ați ști lucrul ăsta și dacă ați face ce trebuie și dacă v-ați documenta și dacă ați sta de vorbă cu oameni care știu, ați îndulci situația. Dar aveți copii de crescut, aveți servicii de terminat, aveți case de construit, aveți vacanțe de luat și nu știți. Nu-mi stă frumos să spun asta, dar nu știu cum să spun ca să spun. Și atunci îl lăsați singur, crezând că totul e ok, și s-ar putea să nu fie ok. Eu știu că vorbesc într-o biserică, nu într-un într restaurant. Eu știu că vorbesc cu unor oameni credincioși, nu unor destrăbălați. Dar să știți că atunci când într-un autobuz, sunt autobuze? Sunt autobuze. Tramvaie n-am văzut în Cluj, cred că sunt, nu mai știu. Sunt și tramvaie, ba da, pe acolo, pe la gară, când mă duceam eu la Zalău, era tramvai. E bine, dacă într-un tramvai e un pocăiș și un nepocăit și eu mă urc și muș dintr-un măr sau dintr-o lămâie, la care dintre ăștia doile le vine apă în gură? La vine, bineînțeles, doar nu e a venit la pocăit apă în gură. Și vă uitați la mine de parcă v-aș vorbi despre NASA. Dar cum, oameni, nu știți că indiferent de pocăință sau de nepocăință omului vine apă în gură dacă cineva mușcă lângă el dintr-un fruct? Dar ce legătură are pocăința cu glandele salivare? Asta ascultă de alte reguli, nu de scriptură. N-au ele treabă cu scriptura. Am vrut să spun următorul lucru. Pocăit sau nepocăit, omul poftește. Omul are tendința să poftească, are ispita. Când ispita vine, nu-i păcat, dar dacă o lași acolo, ea începe să devină păcat. Vă dau un, simplu, un exemplu banal. Matei 5, cu 27. Știți că s-a zis să nu curvești, dar eu vă spun versetul 28. Versetul 28. Oricine se uită la o femeie, când se uită e îmbrăcat, încheiat la toți nasturii, să o poftească, când s-a uitat și a poftit-o, a și curvit cu ea, dar el e îmbrăcat și pe trotuarul celălalt de dumneai ei și totuși poate să curvească cu ea. Iată dar amendamentul dintre Vechiul și Noul Testament. Iată dar excelența Noului Testament. În Vechiul Testament puteai să curvești doar fizic, în Noul Testament poți să comiți adulter în timp ce nu comiți adulter fizic. Dar e un adulter în mintea ta. Te uiți și poftești. Și asta este suficient. Eu vreau să întreb așa foarte scurt, că e foarte rașpapirat subiectul. Stimați bărbați, eu am avut curiozitatea să întreb pe oamenii foarte în vârstă cu care m-am întâlnit în ultimii ani și am întrebat, spunem mi te rog, această Tendință, această poftă de a privi, de a pofti, cu care trebuie să te lupți toată viața. Când ajungi la 80-90 de ani, când ești foarte, foarte în vârstă, mai este sau nu mai este? Știți ce mi-a spus, nici vă vine să credeți. Este cel puțin la fel de intensă, la nivel interior. Exterior nu discutăm aici. La fel, asta înseamnă că de la 14 ani, 13-14 ani, când se activează sistemul hormonal, până când pui mânuțele pe piept, 90, 100, câți o fi, e prezent acolo, deci trebuie să ai grijă unde te uiți. Eu vă întreb, nu mai încercați să, să, să mi-acordați un pic de credit și să mă ascultați. Mergeți pe stradă și în față din întâmplare e o fată îmbrăcată insinuant. E frumoasă, e plăcută. Ei bine, când văzu, care e cel mai important simți la un bărbat, când văzu... Vede, el prin neurotransmițător transmite un mesaj la creier Pum, tum, tum. Creierul care nu e moral sau amoral, sau imor, adică nu e moral sau imoral El răspunde înapoi Știți că bărbatul e stimulat prin vedere Femeia nu este stimulată prin vedere. De aceea, prioritatea întotdeauna, inițiativa a bărbatului. Bărbatul se îndrăgostește, bărbatul cere prietenia, logodna, căsătoria și actul intim. Pentru că el are substanțe chimice care sunt inițiate prin vedere. El dacă a văzut, gata. Nu mai are nevoie nici de o secundă. Nici de o secundă nu are nevoie. De aceea bărbatul Matei 5 cu 28. Nu acolo, nu spune dacă o femeie vede un bărbat, nu știu ce se întâmplă, nici vorbă. Dacă cineva se uită la o femeie, bărbații au substanță de inițiativă, ei au chimie de inițiativă. Cum ai văzut, cum ești pregătit. Dar te întreb, dacă nu-i soția, cum te pregătești? Și ce faci cu nevoia de pregătire? Și cu pofta, și cu plăcerea, și cu dorința? Dacă e soția, e ok, că sub protecția legământului, relația intimă nu are limite. Dar ce faci că din 8 miliarde, adică vreo 3-4 miliarde de femei, numai una e soția? Stimate surori, ăsta e motivul pentru care pastorii vă spun totdeauna următorul lucru. Ăsta nu e un loc unde să vă îmbrăcați senzual. Bărbații nu vin aici ca să se uite pe pereți, ca nu cumva să vă vadă când ieșiți să cântați o cântare, pentru că sunteți îmbrăcate stârnitoare de poftă. Și dumneavoastră nu aveți de unde să știți că un bărbat, dacă vede, are probleme cu imaginea aia. El e pregătit de acțiune, că așa l-a făcut pe el Dumnezeu să aibă inițiativa. El, el, se va lupta cu imaginea aia și știe că e în prezența Domnului și se simte murdar că și aici mintea lui generează dorință. Și va, începe, va încerca să suprime, să neglijeze treaba asta, doar pentru că nu ești pocăită și te îmbraci oricum și mai vii și aici. Trebuie să știi treaba asta. Trebuie să o știi din respect pentru frații tăi. Din respect pentru oamenii lui Dumnezeu, din respect pentru pastori care stau cu fața la adunare. Că vă vede și când urcați aici să cântați și când coborâți. Și mă mir că nu crapă îmbrăcămintea aia. Nu-i locul unde trebuie să vă îmbrăcați cu rochii aia. Vă rog să nu vă mai îmbrăcați cu rochii din astea. Ar trebui să nu vă îmbrăcați oriunde. Că lucrurile alea pe care le arată rochia sfântă, să știți că nu sunt pentru bărbații din Cluj. Ăsta nu e transport în comun să se urce pe toată lumea, asta e mașină personală, e automobil personal. Părțile alea intime sunt proprietatea soților, nu a bărbaților, a soțului. Alea trebuie protejate, nu trebuie expuse, nici insinuant măcar. Asta este atitudinea unei femei vlavioase, care înțelege ce se poate vedea și ce nu se poate vedea. Nu zic că și bărbații poartă pantaloni așa cum îi poartă și se vede ce nu ar trebui să se vadă, că așa e moda și unii sunt conduși de modă, nu de Hristos. Dar nu vreau să jignez, nu vreau să supă, nu vreau să fac pe Sfântul sau pe Deșteptul. Dar să o cotesc că dacă am onoarea să stau în fața dumneavoastră și îmi sunteți frați, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră din eșecurile mele, din succesul meu, din scriptură, din experiențele mele și ale altora. Vreau să vă spun ce cred că trebuie să vă spun. Poate ajută pe cineva. Că dacă mie mi-ar fi spus cineva când m-am căsătorit și după aceea lucruri pe care nu le-am știut, mi-ar fi prins bine. Dar nu le-am știut, că nu exista Google, nu existau cărți, nu exista internet, nu exista nimic. Și m-am născut într-un sat mic, fără părinți, având libertatea să fac ce vreau și am făcut numai prostii. Iubirea nu e o emoție, iubirea e o știință, iubirea e o alegere, Iubirea e un verb. Iubirea întotdeauna e un verb. Iubirea este o acțiune pe care alegi să o faci în favoarea și spre binele femeii pe care ales o să-ți fie soție. Dar criza monotoniei va veni. Am avut intenția ca în primul seminar să vorbesc despre familie soț-soție și în al doilea să vorbesc despre familie părinți-copii. Așa că o să mă apropii de încheiere cu subiectul acesta din prima sesiune. când vorbim despre riscuri, riscuri în cuplu, ele sunt multe, dar eu aș vrea să vă amintesc ceva, adică nu ceva, câteva. Riscurile sunt diferite de la soț la soție, pentru că pentru soție văzul nu e la fel de important ca pentru un bărbat. Pentru un bărbat văzul este cea mai largă poartă. Omul are cinci porți din mintea lui, se poate intra pe cinci intrări. Cea mai largă e ochi, vederea. Că e o, să știți, văz, auzi, miros, pipăie și gust. E pentru un bărbat văzul este cel mai important gust pentru că el vede și poftește. Aduceți-vă aminte, a văzut și a poftit. A văzut și a poftit. A văzut și a constatat că este bun de privit. E pentru un bărbat văzul îi creează probleme pentru că îl conduce la poftă. Când e seara, în dormitor și se culcă omul și soția vine îmbrăcat mai sumar, așa cum doarme o soție în casa ei, în dormitorul ei cu soțul ei. Ei, el o vede și imediat se activează pofta, dar acolo e persoana potrivită și locul potrivit. Dar pe stradă nu mai e nici persoana potrivită și nu mai e nici locul potrivit. Și atunci trebuie să gestionezi spita asta și să nu o lași să se transforme într-un film ușor de la Hollywood pe care îl faci în zero, într-o jumătate de secundă. Și devii un curvar. Îmbrăcat, pocăit, dar curvar. Pentru că nu știi cum să-ți gestionezi dorințele și le lași să genereze păcat prin poftire. Orice băiat tânăr trebuie să știe după 14 ani ce să facă cu dorințele lui când vede o fată. Dumnezeu l-a făcut pe bărbat să fie atras de frumusețea feminină. Și femeile sunt făcute de Dumnezeu într-o manieră delicată și senzuală. Să nu mai zic că producătorii de modă au inventat pampu, papu, pantofii cu toc, știți ce se întâmplă la pantofii cu toc. Acum, nu mă înțelegeți greșit, eu vreau doar să vă spun ceva din chinurile bărbaților, dar asta nu înseamnă că a purtat pantofi cu toc, nu asta vreau să spun că a purtat pantofi cu toc e rău, dar nu mai vreau să spun că atunci când îți ridici călcâiul, este ca atunci când îți încordezi mâna și bicepsul, mușchiul ăsta de aici, uitați-l cum s-a făcut Cocoloș. E când ridici călcâiul pe toc, e mușchiul ăsta de aici de la gambă, ăsta de aici se face așa, frumos. Pentru o femeie nu înseamnă nimic, dar pentru ochii unui bărbat, aia înseamnă un element de atracție ieșit în comun. De ce își vopsesc doamnele buzele și ochii? Și nu își vopsesc alte părți componente ale feței. De ce buzele și ochii? Pentru că știința spune buzele și ochii sunt cele mai senzuale părți de pe față. Păi o femeie, numai dacă își mușcă buzele sau dacă îl clipește așa din ochișor, cum se mai face prin filme și prin prezentări de, 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 modă, atunci un bărbat este, este la Matei 5 cu 28. Ce faci atunci? Pentru că astăzi, oriunde te duci, te întâlnești cu Matei 58. Și vii și cânți, vii și predici, vii și conduci, dar ești un bărbat. Cum îți gestionezi riscurile pe care, cu care te confrunți? Lucrurile astea trebuie învățate. Riscurile pentru, Riscurile pentru bărbat sunt multe, însă imaturitatea și pofta sunt cele mai mari. De ce imaturitatea? Pentru că băieții sunt imaturi până când se căsătoresc. Căsătoria este momentul în care se activează maturitatea. De ce? Pentru că apare provocatorul de maturizare, adică soția. Și ea te ajută. Fetele însă sunt mature de mici. Ați văzut o fetiță că pe la 5-6 anișori, poate mai mic, se joacă cu o păpușă și o îmbracă, o schimbă. E când ajunge la 6-7 ani, poate să aibă grijă de surioara ei mai mică. Stă în bucătărie, domne, stă ca o băbuță mică, nu zice nimic, nu alergă după minge, nu țipă, nu se încaire cu sorul să stă așa ca o băbuță mică și încearcă să o ajute pe maică sa. Fetițele sunt mature de mici, pe altfel ce s-ar întâmpla cu ele dacă ar fi altfel? Ele, în multe culturi, fetele la 12 ani se căsătorește și fac copii. Da. Însă băieții la 12 ani, eu am un băiat de 12 ani cu mine și unul de 14, doi nepoței. I-am luat cu mine ca să, să vadă viața lumea și pocăința și misiunea. Când e unul, e cu minte foc. Când sunt doi, se schimbă lucrurile în mod opus. Imaturitatea este una dintre marile dureri ale multor soții. Au soți buni, dar imaturi, irresponsabili, nepăsători, pur și simplu nu îi interesează. Bă, omule, bă, uite-te, mă, la vecinul că își mai pune un etaj, mă. A, să-și pună. Are loc. Dar acum, dacă, acum nu mai e timpul să te uiți, trebuie să te uiți în curtare, adică la, la prima fază a căsătoriei, acum... Fiecare om e cum e, unul e pe motorină, unul pe benzină, ca motoarele de la mașină, zic și eu niște comparații. Tot la fel e cu pofta, bărbatul este, are cea mai mare înclinație înspre păcatul acesta, asta nu înseamnă că femeile nu au. Însă femeile în mod specific au alte lucruri care se constituie în riscuri, ele au competiția și goliciunea. Competiția și goliciunea Fiecare femeie vrea să poarte niște pantofi Pe care i-a luat de la capătul pământului Și nu-i mai are nicio femeie din adunare Dacă cineva o întreabă De unde ți-ai cumpărat frumușața asta de pantofi a, Nici nu mai țin minte De unde i-am luat Ok, mulțumesc Nu mai ține minte <laughs> Nu domnule Dacă cineva mai are încă cineva în adunare Jumătate valoarea dumne -a, Pantofiilor dumneai ei au scăzut radical Com, Imediat scad. Și de asemenea, goliciunea. Există un fel de ofertă. Am citit o dată o întâmplare când un evreu, un rabin, n-a putut să-și liniștească fata să se îmbrace senzual în sinagogă și la un moment dat a confruntat-o puțin mai direct și a spus De ce faci reclamă? Ai ceva de oferit? De ce ți-arăți anumite părți din corp? Vrei să le oferi cumva la un băiat? dar atunci de ce faci reclamă? Ce ar fi să mă duc la piață cu niște roșii faine, le întind pe tarabă și vine cineva, vindeți roșiile? Dar nici nu mă întreabă că dacă le vând, că doar de-aia m-am dus pe tarabă să le vând și spune, vreau să-mi puneți un kilogram de roșii. Nu ce ar fi rușine să vii să cumperi roșii de la mine? Păi eu crez că am venit să vând roșii? Păi dar de ce le expui dacă nu le-ai vândut? Dacă nu vrei să le vinzi? Închei. Okay. Spunând faptul că Toxicitatea poate să apară în familie, și atunci familia începe să meargă în jos, relația slăbește, cei doi intră într-o stare de conflict, nu se mai regăsesc unul în viața celuilalt, încearcă fiecare cu armele lui. Soțul are două arme. Prima este se închide în el, tace și nu te mai bagă în seamă, și a doua e violența. Nu neapărat că. Folos, își bate soția, o formă de violență. Și urlatul este o formă de violență. E cea mai nevinovată formă de violență. Dar să știți că atitudinea toxică și ea se supune legii insuficienței permanente, adică va crește tot timpul, exponențial. Va crește, va crește, va crește. Și trebuie să existe undeva o soluție. Dacă nu există o soluție, lăsați-mă să vă spun procesul acesta. Prima oară se pierde. Știți ce se pierde prima oară? Politețea. Se pierde politețea. Politețea verbală se pierde prima oară. Începe să te apeleze cu niște cuvinte care nu sunt potrivite. Poate nu sunt prea ofensatoare din prima, dar se va ajunge acolo. Știți că mulți bărbați, asta nu înseamnă neapărat doar bărbații, dar probabil că mai mulți sunt bărbații decât femeile la capitolul ăsta, folosesc cuvinte foarte urâte cu soția, la nervi. Când se pierde politețea, să știți că am luat-o la vale. Al doilea lucru care se pierde este respectul. Al treilea lucru care se pierde este încrederea. Când s-a pierdut încrederea, apare gelozia. Cum pleacă de acasă, crede că. Toate lucrurile astea sunt pierderi care nu se mai pot remedia. Nimeni nu se mai întoarce la politețea pe care a avut-o la începutul căsătoriei. Cine i-a spus la soție odată, fă, o să-i spună de fiecare dată. Feriți-vă de primul fă, că dacă vă feriți de primul fă, nu să-l folosiți niciodată nici pe al doilea, nici pe al treilea, nici pe al zecelea. Puneți-vă în minte, acum pentru noi e cum e pentru noi, dar vorbesc pentru voi care n-ați început. Când s-a pierdut politețea, când ai făcut primul pas, a început călătoria și urmează al doilea, al treilea. Cele mai, cele mai toxice patru atitudini care se întâmplă în familie sunt următoarele. Prima este critica. Și, sincer, să fim, este mai mult feminină decât masculină. Soțiilor, știu că unele dintre dumneavoastră sunteți mai vorbărețe, mai volubile, vă exprimați mai ușor și mai mult. Folosiți o grămadă de cuvinte pentru a spune un simplu lucru. Așa sunteți. Dar să știți că pentru un bărbat, chestia asta este foarte greu de auzit. Fiți mai scurte, fiți mai concise. Încercați să vă mai opriți, încercați să mai tăceți, încercați să mai, ascult, să mai și ascultați. Chiar dacă aveți tendința, nu mai stați pe pilot automat, treceți pe manual și spune, mă, am auzit și eu, hai mă să mai și tac, să vedem ce se întâmplă. Știți pe popa ăla care a venit o enoriașă la el și a zis, domne, mă, mă nenorocește bărbatul meu și cu gura și cu bătaia și cu de toate, nu mai pot să cu asta. De părinte, ce să fac, domnule? Și a zis, fii atent, aici o sticluță cu niște apă sfântă, te duci acasă când se face seară și el urmează să vină de la servici, dar nu iei multă, pac un pic și o ții în gură. Dacă se întâmplă să te întrebe, să zică ceva, nu e nicio problemă, tași din gură, orice s-ar fi, să nu lași apa aia din gură, că e sfântă. Și peste, nu știu cât timp, o lună, două, a venit femeia asta radia de fericire. Părinte, mi s-a terminat apa, te rog frumos să mai îndai, face minuni, face minuni, mai dăm niște apă. Și a spus, poți să mergi să pui de la chiuvetă, că este ok, dar nu mai să ai ceva în gură când vine. Nu vreau să fiu nici desprețuitor, nici ironic. Vreau numai să spun că ăsta este secretul pe care l-am descoperit cu câteva zeci de ani în urmă în familia mea și în viața mea. Renunță la nevoia să ai dreptate. Dacă vrei să înveți ceva nou, uită tot ce am spus astăzi și ține minte doar următorul lucru: cu mama, cu soțul, cu soția, cu tata, cu șeful, cu cine vrei renunță la nevoia de a avea dreptate, de a-ți lua apărarea, de a încerca să te aperi. Renunță. Și ce să fac? Să taci. Să taci. Dacă Carmen îmi zice ceva ofensator, soția mea, atunci eu îi spun... Lasă-mă, te rog, să spun cum stau lucrurile. Uite ce s-a întâmplat. A făcut așa, am vrut să fac așa, a ieșit așa. Pare rău, te rog să mă ierți. Și a spune, da, da, noi am mai avut discuția asta de 200 de ori. E, din clipa aia am tăcut. Nu am nevoie să mă apăr. I-am spus odată, dacă n auzi de prima oară, nu s-audă nici a 50-a oară. Eu tac. E în momentul când eu tac, ea nu se poate certa singură și atace. Dacă eu fac treaba asta, atunci ea atace și dacă ea nu zice nimic, o să tac și eu. Că n-am ajuns chiar la nivelul să vorbesc singur. Renunță la nevoia de a-ți lua apărarea ascultați-mă, faceți o probă de dragul Domnului sau dacă nu puteți, faceți o probă de dragul meu. Faceți o probă la, prima, cu, la primul conflict. Cu cine vreți dumneavoastră? Dar în timpul când tăceți, trebuie neapărat să vorbiți cu Dumnezeu, că nu o să puteți să tăceți. Ziceți așa, Doamne Iisuse, Acum sunt într-un moment în care urmează să mă enervez și să spun ceva, nu am nevoie să mă apăr pentru că persoana din fața mea nu trebuie să confirme și să valideze calitatea mea de copil al tău. Ajută-mă să stau liniștit, Doamne ajută-mă să stau în pace, ajută-mă să stau în pace. În timp ce ai făcut rugăciunea aceasta se oprește persoana de lângă dumneata nici nu-ți dai seama cât de ușor este, o să te mirca ca de bombe, de nu mai știu ce lucru ne mai întâlnit și o să fii extrem de fericit, o să-ți dai seama că aici în mâna dumitale este pacea din casa dumitale. Și n-ai știut. Te-ai luptat ca un zmeu zeci de ani să-l convingi și să o convingi și te-ai certat inutil, te-ai făcut de rușine în fața copiilor și au preluat și ei modelul ăsta și o să-l folosească când se vor însura. Critică, dispreț, defensivă și împietrire. Oamenii lui Dumnezeu, dați-mi două minute, nu, două multe, unu. Dați-mi un minut să revin la încheiere, să revin la introducere. Aici, la, la, în introducerea aceasta la care făceam referire la început, deja am depășit șapte minute, o să fie opt. Fata asta, femeia asta s-a trezit soția de mâna a doua, de rezervă, în patul unui bărbat căruia ai făcea copii, dar nu era iubită. Și marea ei șansă este că Dumnezeu a văzut că nu era iubită. Mă termină versetul ăsta. Versetul ăsta spune așa, Domnul a văzut că Lea nu era iubită. Mă termină. Știți ce îmi spune asta Luigi? Te văd ori de câte ori nu te porți frumos cu Carmen. Ori de câte ori nu te porți frumos cu Carmen, te văd. Te văd, te văd, te văd, te văd, te văd. În îi spune, am fost martor, sunt martor acolo, în, în, patul vostru, în casa voastră, în dormitorul vostru, în mașina voastră, sunt martor, te văd. Și în timp ce rivala ei, soră sa, nu putea să facă copii, ei a dat Dumnezeu har să facă copii. Și a sperat că cei patru fii pe care i-a dat soțului ei, îl va determina să o iubească. Știți ce a făcut Iacov? Nimic. A murit neiubită. Este așa de tristă Situația asta când o fată se luptă pentru iubire și moare fără să o primească. Eu am două fete și o nevastă. Și am încercat să o iubesc pe Carmen în toate etapele vieții mele, în ultimii 41 de ani de când suntem căsătoriți. Și am iubit-o de fiecare dată cum m-a dus mintea, cum am putut, cât am știut. Acum știu cel mai bine și pot cel mai bine din toată perioada asta. Dar nici acum nu-i mulțumitor, dar e, mai, e, puțin diferit de altă dată. Însă marea mea performanță nu vine din predică, nu vine din mașina pe care o conduc, nu vine din nimic, din școli, din altceva. Marea mea performanță trebuie să vină de la persoana care mă cunoaște, nu de la niște străini. Dacă dumneavoastră o să aveți un pic de apreciere pentru mine, vreau să vă spun de la început lămurit, aprecierea dumneavoastră nu se justifică. Pentru că dumneavoastră vă asumați că eu sunt un băiat de treabă. Dar vă asumați asta pentru că nu mă cunoașteți. Întotdeauna musafirul e mai bine ascultat decât păstorul local. Că stai proaspăt și nu-i cunoști defectele, și nu-i cunoști slăbiciunile, e o voce nouă, un stil nou, o manieră de prezentare nouă, dar nu-i cinstit. Și bărbații sunt tentați să vorbească mai frumos cu doamnele de pe stradă decât cu soția lor. Așa sunt și bărbații tentați, dar nu-i cinstit nu-i cinstit deloc. Recomandarea mea pentru dumneavoastră este folosiți tăcerea când apare un conflict. Nu e umilință. Ca să tași trebuie să fii un om mare. Și îndrăgostiți-vă de cineva care se îndrăgostește de voi. Verificați persoana aceea dacă e numărul de care aveți nevoie. Nu vă luați pantofi mai mari, că nu se fac mai mici. Luați-vă o perică de pantofi care vi se potrivește foarte bine. Iar dacă nu are marfă, mai așteptați, că trebuie să bage marfă lunile astea sau anii ăștia până când preferați, găsiți culoarea care o preferați. Ca să fiți fericiți, mă oameni. Căsătoriți-vă cu un an mai târziu ca să fiți fericiți. Eu nu vreau să vă căsătoriți cu un an mai târziu, e doar un fel de a spune, să așteptați. A trecut și minutul acesta. Mă rog lui Dumnezeu să aibă milă de noi, de viețile noastre, de casele noastre și mai ales de copiii noștri care ne privesc ca pe niște modele pe care le vor imita. Amen.